Naționala feminină de handbal a României a început excelent partida cu Danemarca în cel de-al doilea joc disputat în cadrul grupei B la turneul final al campionatului european găzduit de Croația și Ungaria. Tricolorele s-au desprins la trei lungimi după primele minute de joc și au condus pe tabelă cu 4-0, 5-2, respectiv 6-3, iar în minutul 10 tabela indica 7-4 în favoarea elevelor lui Gheorghe Tadici. România și-a păstrat avantajul de 3 goluri și după un sfert de oră de joc, scor 9-6, iar în minutul 20 tabela indica 12-9 în favoarea tricolorelor. Naționala țării noastre a reușit să se desprinde la 4 goluri, scor 15-11 în minutul 26, iar un minut mai târziu tricolorele și-au mărit avantajul și s-au dus la 5 lungimi distanță, scor 16-11, pentru ca în final repriza să se încheie cu 16-12 în favoarea echipei țării noastre. Startul reprizei secunde a aparținut echipei daneze. Nordicele au marcat primele în partea a doua și au reușit să se apropie la 2 goluri după 5 minute scurse din repriza a doua, scor 19-17, iar în minutul 38, în superioritate numerică, Danemarca a redus din diferență și s-a apropiat la un singur gol, 20-19, pentru ca în minutul 40 tabela să indice egalitate, 20-20. Imediat după marcarea celui de-al 20-lea gol al danezelor, Gheorghe Tadici a solicitat time-out. Indicațiile tehnicianului Zelouan s-au făcut imediat simțite în rândul tricolorelor și România s-a desprins din nou la 3 goluri, scor 23-30, cu 15 minute înaintea gongului de final. Ultimul sfert de oră a fost extrem de tensionat. Danemarca a evoluat în superioritate numerică timp de 2 minute și a reușit din nou egalarea, 23-23, în minutul 49, iar în minutul 51 nordicele au preluat pentru prima dată conducerea pe tabela de scor, 24-23. După niciun minut, Adriana Țăcălie a restabilit egalitatea, dar danezele și-au păstrat avantajul, marcând la faza imediat următoare, chiar dacă a evoluat în inferioritate numerică timp de 2 minute. Adriana Țăcălie a menținut România în joc și a punctat pentru 25-25, însă arțăgoasa echipa Danemarcei a marcat din nou. Cristina Neagu, considerată de specialiști cea mai bună jucătoare din lume la această oră, a egalat la 26 când mai erau 6 minute de joc, iar când mai erau mai puțin de 5 minute de joc, aceeași Cristina Neagu a obținut o lovitură de la 7 metri și o eliminare de 2 minute în tabără adversă. Neagu a transformat aruncarea și a readus România în avantaj, 27-26, iar în minutul 57, Kintoan a mărit diferența și a punctat pentru 28-26, moment în care selecționerul echipei daneze a solicitat time-out. Tensiunea a atins cote maxime în ultimele 2 minute. Ambele echipe au marcat alternativ și în minutul 58 și 49 de secunde, la scorul de 29-28 pentru România, selecționerul Gheorghe Tadici a solicitat din nou time-out. România a intrat în prepasiv și a pierdut atacul, oferind șansa egalării echipei adverse. Danemarca a punctat pentru 29-29 cu 2 secunde înaintea gongului de final și partida s-a terminat nedecis, dar România păstrează în continuare șanse de calificare în faza superioară a competiției. Pentru a merge mai departe în grupele principale, România trebuie să învingă mâine seară de la ora 19:15 echipa națională a Ucrainei și va intra în grupele principale cu 3 puncte.